dreapta ca să mă chiază, nu putea să mă la mea. De ce cu... Da, și putea să pare și față. Așa. Că du-te într-o parte, să-i prinzi și pe ei și pe ei. Doamna Rădulescu, ce faci? Dacă nu oprești, deschid camera. Doamna Rădulescu, stai cu ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Doamna, l-ați înghesuit pur și simplu în spatele acelui vestiar și i-a sucit mâna, i-a pus mâna pe cameră, doamna Rădulescu. Ce este, doamna? Ce visați, mă? Ca probabil spuneți la televizor. Ce televiziune? De la Prima TV. Bravo, pare rău pentru domnul Burci, sper că angajează pe cineva. Voi nu aveți altă treabă mai importantă, acum serios. Dar eu aș vrea să știu de ce ați blocat. Bun. Dar care este explicația pentru care v-ați comportat așa cu cameramanul nostru? Doamna Rădulescu. De ce l-ați bruscat pe colegul meu? Domnule, n-am bruscat pe nimeni, nu știu despre ce vorbiți. Doamna Rădulescu, se va vedea asta. Ce povești doriți voi? Vă mulțumesc, mai departe nu doresc să mergeți cu mine. Am vreun drept de persoană? Vi se pare normal un asemenea comportament într-o instanță, doamna Rădulescu? Nu mi se pare normal să mă filmați așa de parcă sunt... Nu știu, singura voastră obsesie pe ziua de astăzi. Vedeți-vă de treabă și de lucru mai serioase. Că aveți, slavă Domnului, în țara asta câte vreți. V-aș bucura să veniți așa când am vreo acțiune. Dar v-am agresat noi cu ceva? V-am făcut ceva? Acolo, știți? Niciodată. V-am văzut doar la scandalul și la prostii. Când e vorba de ceva serios sau când e vorba despre copii sau despre caritate, nu sunteți niciodată. Dar nu sunteți doar agresat pe colegul nostru. Da, dar de ce l-ați agresat pe colegul meu, doamna Rădulescu? Respect pentru meseria de jurnalist.